la intersecția străzilor Dimoș și Costin. Poliția oprește mașini cam fără niciun temei. Așa, pe sprânceană. După cum vedem, a oprit una albă, una neagră. Îi vânează. Mă tem că pe cei cu numere străine. Ia, el frâgă pe Mișa că el a văzut că e filmat, dar Mișa nu a văzut. Și nu și-a pus și Mișa să iei metă. Dar mașina lor că staționează în intersecție, nu are nici măcar girofarul pornit. Strigă-l pe Mișa că el nu știe că e filmat. Mișa, n-a face amuș o nebunie. A luat niște bani de la fata și aia și s-a face de râs. Vine anul nou și șeful cere dejmă, nevasta cere cadou, copchii morne și ei, că moș crășelă, că tot așa, vor cadouri. Și de unde, dacă salariul de polițist n-ajunge decât de plătit chiria? Băi, lăsați-i pe patul, băi, aia și treabă serioasă. Hai, Mișa, lasă-o în pace. Dacă ai oprit-o fără motiv, lasă-o în pace. Mai ales că stai periculos la intersecție, la trecerea de pietoni. E cam și verificinea tale. Ce teme ai vei să oprești femeia asta? Poate găsești ceva ilegal, așa-i? Polițist standard, de la care când trebuie să alergi, gâfâie. Ce-o mai găsit ilegal? Ce-o luat buletinul? Revizia tehnică. Am să fac proces verbal. Să fac proces verbal, amuș. Dar el nu știe că n-ai voie să oprești mașina. El și temei au avut să te oprească. Care a fost motivul? Să verifici, să găsească ceva. Și-o găsit. Maladeț. Sper că ministrul de interne e mulțumit. Și Dodon. Și am pornit și girofarul. Dar și așa, vdrug. Când au văzut că-s filmat, au pornit girofarul. Mafia cu epoleță.